România se alătură Bruxelului la demersul de simplificare a politicilor agricole comune. Pentru a defini prioritățile, s-a constituit un grup tehnic de lucru la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Executivul încurajează ca toate formele asociative din sectorul agricol să se implice și să contribuie la conturarea unei concepții unitare în politica agricolă. Grupul tehnic este format din reprezentanții ai Ministerelor Agriculturii și Mediului, ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și reprezentanții ai Academiei de Științe Agricole și Silvice, ai Academiei Române, ai Institutului de Economie Agrară și a Universităților, Institutelor de Cercetare din domeniu. Crearea acestei entități urmărește mai multe ținte pentru a pregăti sectorul agricol românesc, ca să răspundă principalelor provocări cu care se confruntă agricultura și mediul rural din punctul de vedere al securității alimentare, al vitalității zonelor rurale și al contribuției la soluționarea provocărilor reprezentate de schimbările climatice. Obiectivul specific al grupului tehnic de lucru îl reprezintă elaborarea de contribuții ale sectorului agricol românesc în contextul provocărilor menționate anterior, care vor fi formulate pe parcursul procesului de consultare publică, lansat de către Comisia Europeană pentru a defini prioritățile de viitor ale politicii agricole comune privind modernizarea și simplificarea politicii agricole comune după anul 2020. La nivelul Comisiei Europene are loc o amplă consultare privind modernizarea și simplificarea politicii agricole comune, România alăturându-se acestui demers. Pe site-ul a fost postat linkul către consultarea publică a Comisiei Europene și un chestionar adresat tuturor celor interesați. Consultarea publică a Comisiei Europene este activă până la data de 2 mai 2017. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale încurajează toate formele asociative din sectorul agricol să se implice și să contribuie alături de reprezentanții grupului tehnic de lucru la conturarea unei concepții unitare a sectoarelor prioritare pentru România în politica agricolă comună după 2020, se arată în comunicatul oficial emis astăzi de minister.